Natura dezlănțuită continuă să facă ravagii, iar ultima zonă afectată este Coreea de Nord, unde taifunul Linglind a omorât, potrivit datelor preliminare, 5 persoane, iar alte 3 au fost transportate în stare gravă la spital. Totodată, potrivit autorităților locale, furtuna violentă a inundat parțial sau complet peste 460 de case și cel puțin 12 clădiri publice. Mai mult, taifunul a forțat anularea a sute de zboruri și a lăsat 10.000 de case fără curent electric. Între timp, locuitorii din zonele predispuse la inundații au fost evacuați, iar gardienii monitorizează infrastructura cheie, precum poduri și clădiri. Amintim că taifunul Linglind, care a pornit din Coreea de Sud sâmbătă, a ucis 4 oameni în această țară, iar vânturile de peste 140 de km la oră au provocat alunecări de teren, lăsând în beznă peste 160.000 de case.